primul rând, cred că este de datoria noastră să luăm poziție față de ce se întâmplă în orice colț al Europei, așa cum și noi credem că este responsabilitatea și al altor europeni de a lua poziție de fiecare dată când în România sunt probleme. Dar mai mult decât atât, suntem și profund îngerați față de evenimentele din ultimele zile din Ucraina și considerăm că în acest moment singura soluție este dialogul democratic și oprirea imediată a violențelor. Credem că este normal într-o țară europeană cu aspirații europene, așa cum s-a văzut în ultimele luni, poporul ucrainean își dorește o apropiere față de Uniunea Europeană, să fie peste 100 de morți și peste 500 de răniți. Și credem că în Cluj-Napoca, fiind un oraș european, dintr-o țară membră a Uniunii Europene, repet, este de datoria noastră să